Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că în ultima perioadă ne confruntăm cu un fenomen în Biserica noastră ortodoxă română, fenomenul acesta al Sfinii Boca, și s-au intensificat pelerinajele la mormântul Părintei Arsenii Boca. Cum spunea și Părintele Duhovnic, că s-a ajuns astăzi pentru români să fie mai important parcă mormântul Arsenii Boca decât mormântul Mântuitorul nostru Hristos de la Ierusalim. De aceea, iată că am considerat, văzând și tăcerea, poate din cauza, eu știu, a fricii sau eu știu din care ar fi altă cauză, a clericilor noștri în privința acestui fenomen, am hotărât că este necesar să se facă o analiză mai amănunțită a acestui fenomen pentru a se vedea dacă acest fenomen se încadrează în practica și învățătura Sfinților Părinți și a Bisericii noastre. Aud pe unii preoți, chiar slujitori, spunând cu judecată simplistă: ei bine, când merg oamenii la mănăstire, decât să meargă la sectă. Dar să uită un lucru, că multe secte și erezii și schisme au apărut prin preoți, ierarhi sau simpli creștini, care au început să învețe sau să practice învățături neconforme cu învățătura de viacul bisericii. Alții au spunând că biserica nu va fi biruită nici de portele iadului. Ei știu că este o rătăcire, dar până la urmă biserica nu poate fi biruită nici de portele iadului. E adevărat ceea ce spun ei, dar un lucru foarte important, trebuie să nu uităm că în Apocalipsă ni se vorbește despre căderea unor biserici și apoi după aceea cu această învățătură putem spune că s-au amețit de cap și cei din Apus, care la 1054 tot așa spuneau că biserica nu poate fi biruită nici de portele iadului și în felul acesta au ajuns ca să aibă aproape 1000 de ani de când se află în afara bisericii. De aceea, iată, trebuie să ne frământe în permanență o întrebare pe fiecare dintre noi, dacă noi facem parte din acea biserică, care nu fă biruită de portele iadului, sau dacă nu, cumva, am luat-o pe afară, prin arătură. Din nefericire, unui romanac cu faimă îmi spunea mai astă toamnă că îmi pierd reputația dacă mă bag în chestiunea asta, mai ales că văzuse și filmarea care am făcut-o pe atunci cu părintele în timp de la vizita, în care am tras un prim semnal de alarmă în legătură cu acest fenomen. Și atunci am spus: părinte, care reputație, că nu am și nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează adevărul, iată, în privința aceasta. Și de aceea am consultat cărți, am consultat persoane credibile, cum Penal pe Sfântul Pimiu, părintele meu duhovnic sau părintele Antim sau părintele Arsenie Papacioc, spre a-mi face o judecată dreaptă despre acest fenomen, iar acum, din dragoste de Dumnezeu și oameni, și pentru că apasă asupra mea responsabilitatea unui preot, pentru că și la noi aici, în oraș, acest fenomen a luat amploare ultima perioadă, din cauza aceasta trebuie să procedez așa cum procedează acel care descoperă un izvor de apă într-un deșert, bea el cât are nevoie, dar cheamă și pe ceilalți care se aflau, care erau însetați ca să se dapi și ei. De aceea, iată că trebuie să avem grijă, la ora actuală, să nu avem evlavie doar la paralele oamenilor și îi lăsăm rătăcirii, cum spunea duhovnicul respectiv, că na, nici eu nu chiar am mare evlavie la Boca, dar am pus și eu o carte care are împărăție în bibliotecă acolo, o am, și când vine cineva să creadă că na, și eu am evlavie la Sfântul Boca, știi? Păi, în felul acesta, iată, arătăm că nu prea ne pasă de mântuirea credincioșilor, ci doar de paralele lor. Biserica se umple în felul acesta de rătăciri, de superstiții, iar noi vrem să avem o imagine bună în fața oamenilor, să dăm bine în poze ca să avem audiență. Biserica se umple de ocară, iar noi vrem să fim plini de slavă. De aceea, cum spunea preasfințitul acesta, Serafim al Pereului, a sosit vremea să ne punem cununi de spini, adică să ne asumăm responsabilitate. Unii spun o altă întrebare legată de acest fenomen. Dom'le, de ce merge atâta lume acolo la Prislop? Ce se întâmplă? Păi, dacă nu-i vorba de sfințenie, atunci de ce merge lumea, spune ei. Acest fenomen a apărut pe fondul acesta a unei credințe călticiere a românilor, disperarea aceasta după un trai bun, dorința de senzațional, caut oamenii astăzi minuni, vorba aceea în Scriptură care spune că iudeii vor semnii, erinii caută minuni, dar noi provenim pe Hristos și răstignit.
și sunt alimentați, bineînțeles, de oameni și de cu cărți, pentru că au apărut o mulțime de cărți mărturii despre Părinții Arsenie Boca și foiesc pangarele bisericilor și mănăstirilor astăzi de cărți eretici. Nu doar de acestea cu Boca, ci sunt și alte cărți. Și eu câteodată intru câte un magazin din seama bisericesc și mă cutremur și spun mereu, nu vă interesează decât comisionul care se câștigă de la cărți, mai mult de atât nimic. Asta arată și faptul că ne lipsesc astăzi duhovnici și adevărată stare spre mănăstiri responsabil de mântuirea turmii. Din nefericire, am început să cădem puțin în comerț. Și mai sunt acest fenomen, este alimentat și de televizor astăzi. Bineînțeles, mă uit cu durere cum la Hramul Sfintei Parascheva sau Sfântul Dimitri, Basarabov, cum televiziunile numără și sarmalele și banii și fac atâta bajocură de acești ființi care sunt practic recunoscuți de Ortodoxia Universală, acești ființi care sunt autentici sfinți, cu adevărat, iar din coace mult la Arsenie Boca și văd cum promovează și fac o propagandă și îmi pun întrebarea de ce. Și răspunsul este foarte simplu. Pentru că acest Arsenie Boca este, putem spune, ca o mănușă pentru interesele oculte și politice mondiale. Mai de toate, este o punte foarte bună pentru promovarea ecumenismului și o să vedeți de ce. Apoi după aceea, totodată, se vrea stoparea naționalismului autentic românesc. Și apoi după aceea, pe baza prorociei lui Boca, se spune mereu cu prorocit că Rusia ne va ocupa într-o noapte, românii pot să devină carne de tun într-un război, iată, cu Rusia, care nu este al nostru. De aceea să băgăm de seamă că televiziunea lovește biserica când din stânga, adică când o critică și când o denigrează și când din dreapta, aruncând un fel de fel de rătăciuiri și un fel de fel de înșelări ca să le iasă scopurile lor politice. De aceea, cum spune și Scriptura, creștinii care merg acolo merg pentru că n-au primit credința cea adevărată. Sunt de regulă oameni care n-au, să spunem, o viață curată ortodoxă, cei mai mulți dintre ei observăm și din parohie. Deci nu umblă după mântuire, vorba n-ar prea să durpim, ci umblă după minuni. Nu au cunoștințe și n-au o conștiință dogmatică a bisericii noastre ortodoxe, nu au o identitate clară și din cauza aceasta umblă acolo, pentru că n-au primit după cea adevărată, cum spune, le-a trimis Dumnezeu pe cea mincinoasă ca să creadă în frânsa, adică după pofta inimii lor. Vorba în altul, spune că oamenii nu mai caută mântuire, ci caută icoane care plâng. Nu înțeleg următorul lucru, că acela care rabdă o boală, iată, sporește mai mult duhovnicește decât acela care se vindecă pentru o minune de o boală. Oamenii de astăzi slujesc pe Dumnezeu cu Duhul lumesc. Citeam recent în viața Sfântului Mihail Ivanovici, un sfânt din timpul pe prigoanii comuniste din Rusia, care se ruga către Bunul Dumnezeu spunând, Doamne, fă-mă vrenic ca să sufăr ceva pentru numele Tău. Foarte interesant lucrul acesta. Oamenii de astăzi nu mai vor nimic. Asta nu spun că ar fi păcat ca omul să se roage lui Dumnezeu ca să vină și de o boală sau să scape din necazuri. Nu-i păcat lucrul acesta. E un lucru bun. Dar este rău să fii disperat să faci din asta un scop al vieții tale. Trebuie să spunem ca Apostolul Pavel, Doamne, ori de trăim, ori de murim, mai Domnul suntem. Dacă va vrea Dumnezeu să mă vinici și de o boală să mă vinici, dacă nu, să-mi dea răbdare ca să o pot duce până la capăt, sau de un necaz, sau și mai departe. Omul vrea numai decât să trăiască raiul aici pe pământ. Aici, de aici vine această disperare. Din cauza aceasta, iată, a luat amploare acest fenomen. Dar hai să căutăm să pătrundem în continuare în viața și învățătura acestui, mă rog, preot Arsenie Boca, să vedem și noi, iată, dacă se conformează cu învățătura de credință și practica bisericii veacuri sau nu. Din nefericire, eu constat că acest biet călugăraș era posedat de diavolul mândriei încă de copil mic. Cei care dau mărturii despre dânsul, se vede că nu au credință dreaptă, trăitoare, prin ceea ce susțin ei, că îl favorizează pe Arsenie Boca, de fapt îl acuză. Aici se vede. Iată, găsim în cartea Părintele Arsenie Boca, mărturia mea, de preot Petru Vambulescu, la pagina 17, spune următorul lucru. De copil, zicea Arsenie Boca, eu sunt zian, veniți la mine și eu vă voi duce pe voi la Hristos. Așa îi vorbea Duhul Sfânt care era întrânsul, spune preotul Vambulescu. La pagina 51 spune așa. Odată după Sfânta Liturghie, la Biserica Boteanu, din piața Anzii, București, cineva l-a văzut pe Părinte Arsenie Boca așa cum era îmbătrânit, cu câteva luni înainte de moarte. Și a plâns. Părintele s-a apropiat și a zis, îți spun o taină pe care nu o pot spune oricui. Și sfinții mor. Și aceasta a spus-o despre sine. Măi, multă smerenie mai avea.
La pagina 45, unui om ce plângea că era soția lui bolnavă, i-a spus: Gheorghe, vezi de treabă, nu mai plânge, că pentru boala soției tale vorbesc eu cu Dumnezeu, ca să vezi, domnule. Arsenie Boca tot abia era sigur că pe loc rezolvă. E poruncea lui Dumnezeu și gata, nu mai plânge că n-are rost. Deci, cum ne spune, rog pe Dumnezeu să facă ceva și dacă va fi îngăduit, dacă nu, mă rog, roagă să dea răbdare, nu, el sigur le rezolva pe toate. Exact cum spunea și Părintele Dumitru Săniroae despre Arsenie Boca, că avea o siguranță de sine pe care, spune Săniroae, eu n-am avut-o niciodată. Bine că nu a avut-o, săracul, decât așa siguranță mai bine nu. Iar doamna Lidia Ionescu Săniroae, în memorie sale, spune că era bolnav de sine, nu primea sfat de la nimeni. De aceea Părintele Săniroae nu a mai colaborat cu dânsul de la un moment dat. Într-o altă carte, alte mărturii despre Arsenie Boca, colecția Ortopraxia, Făgăraș 2008, editor Agaton, la pagina 124 spune așa: odată când m-am dus la părintele Arsenie, a zis: mă, când mai zice cineva rău de preoți, să mă dai exemplu pe mine. Eu nu beau, nu fumez și așa mai departe. Iată, el se considera un exemplu în timpul respectiv pentru de preot adevărat, pentru toată lumea. La pagina 125 spune următorul lucru: un ucenic din Ucea, când a fost la mănăstire, la sâmbătă, a spus că părintele Arsenie, înainte de a începe predica, s-a urcat pe o masă și a zis, se vede că îi plăcea o sără circo și la oameni le place enorm tupeiștii ăștia: când Dumnezeu va judeca lumea, eu am să fiu la dreapta lui și atunci ori vă sunt de folos, ori vă sunt acuzator. Ia uite, era sigur de mântuirea lui, avea o siguranță tipic sectară. El era sigur că la judecată va fi de dreapta lui Dumnezeu, nu în altă parte. Părinții, fiind părinți săraci pe patul de moarte, cu nevoință multă, se rugau la Dumnezeu și plângeau: eu știu dacă judecățile Dumnezeu care meri, eu știu ce va face Dumnezeu cu mine, mila lui să fie cu mine. El era sigur că va fi de-a dreapta lui Dumnezeu. Iată, în cartea Părintei Arsenie Boca, mărturia preotului Pantelimon de la Ghigiu, editura Cristimpuri, asta 2011, pagina 70, spune așa: să știți că mai mult o să vă ajut după ce voi pleca la Domnul decât acum. Asta îi spune și Marci Paverida de la Pristop, același lucru, într-o altă carte. Deci, iată, avea conștiința că el, obligatoriu, va fi sfânt. În cartea Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, la pagina 89, spune următorul lucru. Zicea părintele: mă, mie mi-a dat Dumnezeu un dar pe care voi nu-l aveți. Eu sunt văzător sufletește. Voi sunteți văzători numai cu ochii, dar sufletul vostru e încărcat de toate relele. Iată, iubiți credincioși, ce părere avea acest om despre dânsul. Deci el se credea, practic, văzător cu Duhul. Unii o să spună: păi, părinte, atât de mult în dinapte credincioși la rugăciuni, la post, la cutare. Eu v-aș recomanda, apăruse cu câțiva ani în urmă, o carte de la Sfântul Munteatus, cu viețile diferiților cuvioși de acolo, printre care apare și o întâmplare din viața unui anume Daniel, un diacon de la Sfântul Munteatus, un diacon român, căruia i s-a arătat diavolul în chipul sfinților, diferitor sfinți, și mai ales în chipul îngerului păzitor, și acest diavol îl scula noaptea să-și facă pravila și îl punea să se roage. Și îi făcea impresia, acest diavol în chip de înger păzitor, că se roagă împreună cu dânsul. Care știți cu atenție cartea, veți vedea acolo și atât cum a fost pus la încercare de părintele său duhovnic și cum s-a dovedit până la urmă că era diavolul. Așa că nu vă mirați, pentru că diavolul îmbracă oarecare fațadă duhovnicească ca să poată păcăli. Iată că părintele Arsenie Boca se vede și de aici, de acest citat, clar că nu era un om smerit. În cartea Părintele Arsenie Boca, Lăsați-vă în grijă lui Dumnezeu, volum coordonat de Romeu Petrașiuc, editura Agaton 2014, doamna Măreora Steluța Hlibischi, la pagina 68, face o mărturie cu tremurătoare, puteți spune, în care arată o mândrie ieșită din comun. Spune așa, acolo, cică: măi, Rudi, azi trebuie să fac o slujbă specială, că îl scot pe mitropolitul Nicolae Bălan din iad, că-i ajung 25 de ani cătosat acolo, că l-au dezbrăcat de hainele preoțești pe părintele Iosif Trifa. Măi, frate, când am citit aceasta, am spus: bă, iată că și România a avut un papă,
în Ardeal, Arsenie Boca, care îi dădea indulgență. Deci el, astăzi, chiar acum, iată, în clipa asta, îl scot pe Iosif asta pe Nicolae Balan din iad. Puteam să-l lăs mai mult, 25 de ani, dar am spus că îi ajunge, știi, gata, e destul că tot atât acolo. Mă rog, și mă milostivesc pe el și îl scot imediat. Deci, o mândrie și vedeți dumneavoastră că mătuirile vin din diferite părți, dacă ar vin de la o persoană sau două și de la ucenici al lui, iată, care se chemă că sunt ucenicii lui, deci oamenii ăștia se vede că în primul rând nu au o minte lucidă prin ceea ce mărturisesc despre ea și despre Arsenie Boca. Vedeți dumneavoastră? Deci, și apoi vorbește de Iosif Trifa, cum vorbește în continuare și de Ilarion Argatu, pe care spune Arsenie Boca că este printre puținii preoți de care se mai teme diavolul în ziua de astăzi, spune. Iată, doi rătăciți, se vede și legătura avea și cât discernământ avea acest Arsenie Boca. Iată, despre Iosif Trifa, cel care a tras pentru prima oară semnalul de alarmă arătând rătăcirii lui, a fost părintele Grigore Cristescu, profesor de catehetică la Facultatea de Teologie din Sibiu, în vremea respectivă, în perioada interbelică, și care a arătat rătăcirii lui, dar nimeni nu vrea să-l asculte. Despre Ilarion Argatu, primul care a tras semnalul de alarmă a fost părintele Adrian Podgețeanu, cel mare martir al închisorilor comuniste, care este mormântat la mănăstirea Laici. Nici el arată rătăcirile acestui Ilarion Argatu. Dar pentru Boca se vede că, după duhurile care stăpâneau, Trifa și Ilarion Argatu erau niște mari duhovnici, într-adevăr. Deci înțeleg și legătura care se află între oastea Domnului și curentul Arsenie Boca și, mă rog, cei cu care sunt cu Ilarion Argatu și Arsenie Boca se vede din capul locului. Iată că cât de milostiv era, iată, Arsenie Boca și ce putere avea, încât el scotea pe cine voia și când voia el, putea să scoate chiar din muntele iadului. În cartea Părintele Pantelimon, mărturia mea la partea 66, spune următorul lucru. Că Părintele Arsenie Boca păcatele le spunea pe față, de cel mai multe ori în public, dar tainele le spunea în pilde. Din nefericire, așa ceva nu este întâlnit la niciun sfânt al bisericii noastre, care, mă rog, descopereau păcatele în felul acesta la oameni și făcea de râs în public. Asta nu este în practica bisericii noastre. În niciun caz, și se vede din capul locului că aici e un alt duh care lucrează. Ucenicii lui spun că de aici se vede că era văzător cu duhul. Măi, să mai analizăm o leac. Întreb eu următorul lucru, dacă cineva a făcut avort, sau s-a îmbătat, sau furat, sau curvit, sau alterii, nu știe diavolul despre asta? Și spune acolo Sfântul Ioan Scăraru că diavolul slabe eșarte pe cei înșelați, îi face proroci și le dă oarecare în bold ascetic, ai văzut? Deci diavolul, acei care sunt înșelați, vine și îi spune, bă, vezi că ăsta cu tare, cu tare. Și el după aceea, tipul îi prorocește. Și în felul acesta îl face pe acel înșelat al lui, îl face proroc în ochii mulțimii, ca să creadă. Și un exemplu foarte important este viața Sfântului Nichita din Novgorod, care citiți cu atenție, vedeți acolo, că Sfântul Nichita din Novgorod s-a izolat într-o peșteră fără binecuvântarea staretului său, iată, i s-a arătat acolo vrăjmașul, l-a luat în primire, după aceea i-a spus că el trebuie de acum să predice, că diavolul se roagă în locul lui, că diavolul îi spunea că el e îngerul păzitor, și în felul acesta, iată, și-a făcut și mare faimă, mă rog, de predicator, de văzător cu duhul în fața lumii, că la un moment dat spune că trimite chiar un mesaj către domnitorul Iziaslav al Chievului, și îi spune acest următorul lucru. Astăzi a fost ucis la Zabolz principele Gleb din Novgorod. Trimite pe fiul tău Ziatopol ca să ia tronul. Lucru care chiar într-adevăr s-a și întâmplat. Iată o prorocie sub influență drăcească care spune în viața Sfântului Nichita că s-a împlinit. După aceea, știm prea bine cum s-a izbăvit Sfântului Nichita de duhuri necurate și în cele de urmă, prin ascultare față de Dumnezeu și față de povățitorul său domnicesc, ajunge, iată, ca să episcop chiar din Novgorod și ajunge mai târziu chiar, iată, sfânt al bisericii noastre. De aceea, să băgăm de seamă, vedem clasul clar când diavolul, sau dacă, să spunem, cineva pune ceva la cale, are un plan, unii, mă rog, cum se spune mereu că România va fi ocupată de ruși, de unguri și de bulgari împărțit în trei într-o noapte. Ori știm prea bine că domnul general Chelaru, când a început Euromaidanul acolo, a spus clar că acesta este un plan al unui mare strateg britanic, este, cred că, filmarea, nu știu ce post televiziune a fost dat, am văzut și eu chiar atunci, când a fost, nu mai știu minte postul televiziune exact, în care spune că este un plan al unui mare strateg militar britanic, prin anii 40 și ceva, cam pe aici, făcut acest plan.
vrăjmașul nu știa de ce plan și îmi trebuie să-i spui lui Boca, bă, vezi că, uite, asta, așa, așa, așa. Deci ce spun că atenție mare. Nu tot ceea ce ne se pare în ochii prorocii, e prorocii, să fie clar. Mai după aceea găsim un alt fel de prorocii, ca să vedem cum se poate înșela prin prorocii false. O prorocie care circulă în special în catolicism, o anume Maliahi. E vorba de un cardinal care trăiește pe la anul 1600 cam după Hristos, la 50 de ani după dezbinare, după ruptura asta catolicismului de biserica mamă, biserica ortodoxă, și care este descoperită imediat după ce a murit papa Urban al VII-lea, la 1690. Și arată cum tot șirul de papi până la Urban al VII-lea erau conform, pentru că așa zis a prorocii, care după aceea s-a demonstrat că este o apocrifă, iată, nici măcar nu aparține acelui Maliahi, se pare că a fost o fabricație pe Urban al VII-lea ca să fie ales el papă. Pentru că acolo scria, fiecare papă, cum va fi, din ce țară va fi, cum îi spune, din ce neam, cum va fi preșuf, cu altul va fi chel, cu altul va fi nu știu cum și așa mai departe, ca să, în așa fel să influențeze conclavul lor de alegeri și să-l aleagă pe el. Și a reușit lucrul acesta. După dânsul, în continuare, se vede că nu se mai potrivește nimic. Cum chiar tot unii s-au luat, pentru că și internetul ăsta este un pericol, au apărut fel de site-uri astăzi care se numesc ortodoxii și care se fac, susțin ortodoxia, dar de fapt amestecă toate și creează așa un fel de învălmășală. De ce vă spun, nu vă bazați că luați ortodoxie de pe internet sau de pe televizor, trebuie mult discernământ, știți noastre, privința aceasta, că acolo sunt lucruri foarte amestecate și unii sunt iubitori de senzațional și ca să aibă audiență la site, unii poate mai câștigă și un bănuț funcție de vizualizări, de acolo și atât, bag și găsuri senzaționale. Se spunea și de papa acesta, Francisc, mă rog, că e profetul mincinos, că este, cum îi spune, când înainte de a fi ales, se spunea că papa asta trebuie să fie un negru și ia că s-a dovedit că nu este nimic adevărat. Dar toate acestea alimentate de această falsă prorocie. Noi știm că papa este un eretic, dar vedem că nu-i chiar așa cum spun prorociile, așa zis a prorocii. Deci iată cum se poate fabrica o prorocie ca să poți împinge, mă rog, lumea într-o anumită direcție. Cam așa face impresia și propaganda pe televizorul Vlasenie Boca, care a spus că are interes în politic. La ora actuală, pentru că se dorește, care și vedeți că au apărut această propagandă cam cu o jumătate de an înainte de Euromaidan în Ucraina. Se dorește ca România să se implice într-un război împotriva Rusiei, să fie acolo card de tun, și atunci se mediatizează Sfântul Ardealului, o prorocit că Rusia o ocupă într-o noapte. Deci trebuie să vă pregătiți să vă luptați cu Rusia. Și atunci bagă venin și ură în românii noștri împotriva Rusiei. Și în felul acesta s-ar putea ca să împlinească ei prorocia, știți? Așa cum a fost și cu alegerea papii Urban al VII-lea. Dar nu-i prorocie, ci aici este o jonglerie, de să fim mari oare prin aceasta. În timp ce, cum spune și părintele acesta Mihai Valică, Dravata Domnului, spune prorocia este și are dreptate, iată, un avertisment și e făcută ca să nu se împlinească. Deci noi nu credem în predestinații, că suntem predestinați spre ceva, nu ne putem opune. Nu credem lucrul acesta. De aceea, iată, vedem că dacă tot politicienii noștri știu de această prorocie, mă rog, ține Boca, și cred în trânsa, ar trebui să nu mai provoace atunci, mă rog, pe Putin și Rusia, cu fel de fel de declarații ostile împotriva lor. Ar trebui să fie o țară mai moderați. Dar manipularea ce spune, ce poate face din copiii românilor carni tun, spune și că prorocia e aceea care va face să fiți ocupați de ruși, nu provocarea noastră. Vedeți? Aici e marea șmecherie. Deci ia să băgăm de seamă că și Baba Vanga au făcut prorocii și Nostradamus și multe ani și asta nu e un criteriu de sfințenie. Primul rând, dacă citim cu atenție Sfârșitul Omului sau Pelerinul Român sau alte cărți, iată, despre cu prorocie efectuare la România, vom vedea că nimeni afară de Arsenie Boca nu face astfel de prorocii. Adică nu prea e în concordanță cu Sfinții Părinți. Da? Nu, mă rog, mai mult de atât nu pot să spun ființa aceasta, dar atenție mare că prorocia nu este sub nicio formă un criteriu de sfințenie. Deci ea poate fi făcută în diferite feluri. Apoi, după aceea, iată în obiectivul Bratu, Cluj 2009, la pagina 86, se spune următorul lucru. În anul 1947 a vizitat-o pe mama lui Ion Antonescu și recomandă ca duhovnic pe Gala Galachion, despre care masonii de astăzi să-l audă public că era de-a lor. Întrebăm și noi dacă Arsenie Boca era păzător cu Duhul, cum de recomandă mamii, iată, lui Antonescu, ca duhovnic un mason.
Vedeți dumneavoastră? Apoi după aceea, deși Arsenie Boc a avut o simpatie față de Cornel Codreanu, care i-a dărit și o cruce aceștia, înțelegem de ce, din declarațiile Arsenie Boc a dat la securitate, înțelegem de ce Institutul Elie Wiesel și-a dat acordul pentru canonizarea, iată, lui Arsenie Boca. Pentru că această canonizare, ferească Dumnezeu să se întâmple, ar putea bloca canonizarea unor sfinți ca Sfântul Ilie Cătușu, Valeriu Gafencu, eu știu, Mircea Vulcănescu, Ioana Ianolide sau alții. Pentru că cum ar putea să fie în calendar, iată, Arsenie Boca alături de niște teroriști, pentru că așa spune în obiectivul Bratul la pagine 71-72, Arsenie Boca numea pe legionari teroriști, neinvestiți cu responsabilitate publică. O mișcare fără viitor asupra lor, atât de păcate grele, spunea. Păi, frate drag, asupra Sfântului Ilie Cătușu, Valeriu Gafencu, Iustin Pârvu, Adrian Fotețeanu, Dumitru Stăniloae, George Manu, Sergiu Ceribadache, Mircea Vulcănescu, Ioan Ianolide și alții, aceștia, asupra acestora, atât de păcate grele, se spunea că n-au viitor, păi viitorul sunt, dacă ne uităm cu atenție, martirii pe care i-a dat și sfinții, iată, aceștia sunt adevăratul viitor, nu viitor pământesc. Asta e adevărat împlinirea omului, împărăția lui Dumnezeu. Este adevărat că au avut în rândul lor și ticăloși, fără discuții, cei mai mulți dintre dânși infiltrați după uciderea lui Corneliu Codreanu și asta datorită faptului că Horea Sima, care urma la conducere, nu s-a ridicat la nivelul lui Corneliu Codreanu. El a fost mai degrabă un politician cu caracter slab, neresponsabil nici măcar pentru faptele lui. Știm prea bine că face un copil din flori la un camarad de-a lui în Germania, că nu și-a asumat pentru asta responsabilitatea. Vedeți, dumneavoastră? Așa că în momentul ăsta, odată cu Horea Sima, încep să apară în mișcare și niște elemente, spunem, infiltrate, ca Țurcanu, ca Traian Boieru și alții, care unii după aceea au devenit, mai târziu, colaboratori. Iată, alții au devenit, cum vorba de Traian Boieru, ucigașul lui Iorga și lui Magiaru, au săvârșit fapte oribile, alții au trecut chiar la secte. Eu cred că trebuiește aici problema luată puțin individual. Adică trebuie văzut ce infracțiuni de moralități au făcut Valeriu Gafencu, s-a Sfântul Ilie Cătușu sau Iustin Pârvu. Nu poți băga pe toți într-o oală cu Țurcanu și cu Traian Boieră și cu ceilalți. Asta este o viziune miuapă, tendențioasă, iată, din partea Charles Arsenie Boca. Deci noi putem numi pe toți sfinți, dar nici nu putem să numim pe toți, iată că sunt ticăloș, pentru că aceasta este o mare greșeală. La pagina 72 spune următorul lucru. Au asasinat pe Iorga și pe Magiaru, spune Arsenie Boca în declarația lui. Păi, băi, frate, cum de dacă era văzut cu Duhul, cum de n-a văzut că aceștia au fost asasinați de cât echipa lui Traian Boieru, acest infiltrat, care era agent al NKVD-ului, infiltrat în mișcarea regională. Spune aceasta și profesorul Ion Coșa, spune și profesorul și istoricul Gheorghe Buzatu, cel care a studiat în arhivele Kremlinului după 90 și l-a găsit pe acest Traian Boieru ca agent al NKVD-ului, inclusiv nevasta lui mă rog, Iorga, în declarația ei după moartea soțului ei, spune clar că nu era convinsă, sub nicio formă, de faptul că legionarii sunt vinovați de moartea profesorului Nicolae Iorga. Pentru că ceea ce a arătat autopsia, acolo a arătat că în trupul Nicolae Iorga s-au fost găsite gloanțe de calibru 22 care erau folosite doar de NKVD în vremea respectivă în misiunile externe. Deci indicii stau de atunci, clar. Ori Arsenie Boca n-a văzut aceasta cu Duhul. Vedeți? Dacă era miop, se vede că Duhul nu-i care arăta adevărului. Apoi după aceea vedem în viața lui Arsenie Boca și în mentalitatea lui o confuzie care o făcea între ortodoxie și catolicism. Și aici spune în obiectivul Bratul, pagina 15, spune Nichifor Crainic, a tradus pentru Arsenie Boca cartea Exercițiile lui Ignațiu de Loyola. Deci iată că se vede că a studiat teologie catolică și se vede câtă teologie ortodoxă știa, încât ajunge să spună, cum spune preotul Nicolae Treza, în mânătorii despre părintele Arsenie Boca, pagina 259, că Arsenie Boca considera că greco-catolicii și ortodoxii sunt la fel. Păi, frate dragă, păi, același lucru este să spui crezul cu filiovii sau fără filiovii? Același lucru ca să fie papa capul bisericii sau să fie Hristos? E același lucru? Deci de aceea el în 48
nu înțelegea de ce nu se împacă mai repede ortodoxul cu greco-catolici. De ce se iată între dânsă? Pentru că normal, după mentalitatea lui, el nu vedea, băi, așa la fel, de ce se ceartă, nu pricep de ce. Pune la pagina 99 în această carte că îi primea pe greco-catolici, l-a spovedit și împărtășit, cu binecuvântarea mitropolitului Nicolae Băran, fără trecerea ortodoxiei în vreun fel, botez sau măcar mirunge. Vedeți? Eu știu dacă Nicolae Băran îi dădea binecuvântare pentru asta, mă rog, spun ucenicii lui, dar rămâne mai de verificat dacă era adevărat sau nu e adevărat lucrul acesta. Apoi în cartea Mărturii în țara Făgărașului, dintre Părintele Arsenie Boca, Agaton 2014, la pagina 103, spune așa: se vorbește de unirea bisericilor, deci de ajunge la sobornicitate. Se spune Arsenie Boca, la sobornicitate, bisericii ajung cei ce renunță la confesionalitate. Sau cum spune în Cărarea Împărăției, la pagina 123, cei care renunță la cearta confesională. Adică ce vrea să ne spune de aici? Pentru că în altă parte spune și biserica ortodoxă și catolică sunt cele două strane ale aceleași biserici. Oare ortodoxia este jumătate din trupul lui Hristos? Nu-i sobornicească biserica? Trebuie să renunțe la dogme, adică la confesionalitate, ca să ajungă întreagă? Păi, fratele, asta e rătăcire cumplită. Vedeți? Eu cred că Arsenie Boca, când vorbea împotriva ecumenismului, nu se referea și la catolicism. Vedeți? Renunțarea la confesionalitate, adică la dogme, cum spune minimul dogmatic și ceea ce ne unește să luăm, asta vor și ecumeniștii. Vedeți? Interesul politic în promovarea lui. Apoi, în sprijinul acestor afirmații, vedem că vine și pictura de la Biserica Drăgănescu, unde găsim pictați ca sfinți pe Ulfila, care știe clar că era semiarian, pe Francis de Assisi, găsim aici, Catedrala Sfânta Sofia înfrățită cu Biserica de la Vatican, apoi după aceea mai găsim și pe Mântuitorul Iisus pictat, mă rog, la cina aceea de taină, cu apostolii parcă ar fi fantome, adică pictură în aceasta ezoterică, ceea ce este interzisă de canoanele biserice și de învățăturile Sfinților Părinți, chiar osândite acestea. Apoi după aceea vedem în cartea preotul Petru Bambulescu, Părintele Arsenie Boca, Mărturia mea, 2012, pagina 56. Spunea următorul lucru ucenicului, ca să vezi cât de mult cred ucenicii lui întrâns, mai mult ca în Hristos. Ca înainte văzător, părintele și-a îngăduit, deci nu biserica a îngăduit, el și-a îngăduit, cu așa putere, să-l picteze în lucrările sale pe Sfântul Francis de Assisi, despre care știa că, deși a fost catolic, a avut viață sfântă și un mare rol în întărirea credinței la vreme de ispită. Însă, în continuare, spune Petru Bambulescu, însă bârfitorii afoni n-au întârziat să-l acuze, deși părintele a pictat după îndemnul de sus, ne-au auzit de cei mai mulți dintre noi. Oare și pe Sfântul Ignatie Brâncea Nivov îl numește, iată, Bambulescu bârfitor afon? Că și Sfântul Ignatie spunea că Francis de Assisi este rătăcit. Măi, fraților, ca să fie canonizat acest Arsenie Boca, trebuie să scoatem din calendar pe Sfântul Ignatie Brâncea Nivov, pe Sfântul Iustin Popovici, pe Sfântul Ioan Iacob Potrivitul Românul, pe cuviosul Paisia Ghioritu, și cam pe toți sfinții secolului 20 canonizați până acum, în cursul de Biserica Ortodoxă, că ei spuneau cu totul altceva despre catolicism, despre așa zis sfinți ai catolicilor, de după dezbinarea de la 1054. Așa că spun unii chiar că părintele acesta și fenomenul știință de apristop întoarce lumea la credință. Întreb eu, la care credință, fraților? Credința în Arsenie Boca, nu în cea bisericii, se vede după cum se exprimă. Ei cred cu tărie că ce a spus Arsenie Boca este adevărat. Ei cred că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică sunt cele două strane ale aceleași biserici. Ei cred, bucenicii lui, că Francis este sfânt, că așa a spus Boca, nu? Se vede că acești preoți și acești creștini nu se spovedesc cum trebuiește. Că sunt tot în cartea lui Nicolae Streza, că când a fost instalat el la catedrală în Târgu Mureș, a participat acolo la slujbă și fratul greco-catolic și, mă rog, pastorul luteran, și chiar au ținut un cuvânt de învățătură acolo în biserică. Trebuie și eu ce-o fi spus duhovnicul lui Arsenie Boca, că spune că era ucenicul lui. L-o feri ștap pentru asta? Nu mi-i spune nicăieri lucrul acesta. Dar se vede că au rămas cu această mentalitate până la capătul vieții lor. E o mentalitate și ei rătășită și firul catolică. Deci ea s-o mă lasă baltă cu cei care spun că
La Hristos se întoarce numai la Hristos. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Uitați-vă din ceea ce scriu ucenicii. Nu. Ei l-au înlocuit pe Hristos cu arsenii boca. Ei nu interesează de credința ce ține de biserică, de adevăr, ci de arsenii boca și demnului lui. Atât interesează. Cine nu mărturisește pentru dânsă că arsenii boca este sfânt, este eretic, vârfitor, afon, etc. Dar cine mărturisește că boca este sfânt, poate călca în picioare măsura bisericii că acela se mântuiește. Așa crede. Mă uitam recent acum la o emisiune, tot așa de promovare a arsenii boca, că apar fel de fel de figuri dubioase pe acolo care promovează. Un actor homosexual, acum am văzut, mă rog, pe o penticostală, de aceasta o cântăreasă, Gabi Luncă, care era foarte impresionată, mă rog, de viața și faptele, cum spunea ea, fratelui Arsenie Boca. Păi băi, penticostalii mai degrabă ar cinstit-o pe Maica Domnului și mai degrabă n-ar mai spune că o femeie și că au avut copii. Ar fi mai important să se roage Maicii Domnului și să creadă drept întrânsa decât, mă rog, să-l laude pe Arsenie Boca. Dar se vede că Arsenie Boca e mai aproape de dânșă decât Maica Domnului. Și mai grab este faptul că Arsenie Boca a fost atenționat de regiile pictate la Drăgănescu de un ierarh de la Patriarhie, care i-a poruncit să șteargă imaginile ortodoxe pictate de dânsul. Și părintele Arsenie Boca i-a spus să șteargă el ceea ce nu-i convine. Pentru că, spune Arsenie Boca, n-am pictat nimic decât cu păruncă de sus, pentru catehizarea poporului și zace întuneric, spune la pagina 36, iată, în aceeași carte a lui Petru Vambulescu. Păi, fraților, deci se vede clar că Arsenie Boca de aici, iată, era bolnav de sine și că era rătăcit. Pot spune că bine a făcut acele rar, că nu a știut acele picturi, pentru că au rămas ca o mărturie clară a rătăcirii lui Arsenie Boca, în această propagandă care se face. Și iată că ar fi bine dacă astăzi s-ar înțelege ceea ce a spus și părintele Arsenie Papacioc, pentru că și această propagandă a fost întreținută și, cum a spus, de irresponsabilitatea unor clerici, fie ierarhi, fie preoți, care au dat binecuvântare pe aceste cărți al Arsenie Boca, sau unii care, mă rog, astăzi le vând pe la mănăstiri, și cum am spus, nu interesează decât doar comisionul, nu se uite prin ele că răspundesc erezie și nu sunt conștient de faptul că se încarcă cu păcate străini, cum îi spune, rătăcim poporul cu acele învățături. Mi-aduc aminte în primele secole creștine, când au apărut cărțile lui Arie sau alți eretici, cum ierarhii le strângeau pe toate, practic, și le ardeau ca nu cumva cineva din popor să citească, să rătăcească. Acum, în spâinii pangarului, cum am spus, de cărți eretici. Nu le pasă. Construim, văruim, facem case de azil, bătrâni, filantropii pentru trupuri. Dar pentru suflete, fratele, nu trebuie să facem. Prima grijă trebuie să fie pentru suflet, nu cea pentru trup. De aceea, iată, asta arată cât era de încrezător acesta și Boca în sine, încât nu făcea ascultare din nimeni, se vede în capul locului, în vedenile sale, încât nu primea sfat de la nimeni. Încă o întrebare se naște de aici. Cine era duhovnicul Arsenie Boca, că nimeni nici măcar el nu menționează nimic, nicăieri, nici niciuna dintre scrieri. Cu cine se consulta el în privința vedenilor care le avea, în privința ideilor sale, învățăturii sale, practicilor sale? Păi, cred și eu, dacă se considera sfânt, se considera că este un exemplu pentru ceilalți preoți, n-a venit voi dispovedani, nu? Mulți ucenici povestesc și-a cunoscut sfârșitul, mă rog, dar nimeni nu zice că s-a spovedit înainte de moarte. Poate acel preot, de acum 26 de ani, încă mai trăiește. Și putem să-l întrebăm și noi. Păi dânsul ne dea niște lămuriri în privința aceasta, nu? Ori el se sfătuia doar cu călugurul acela care spune că n-a fost la Atos, că l-a luat Maica Domnului de mână și l-a dus pe creasta unui munte și acolo, mă rog, s-a întâlnit, l-a predat, iată, unui călugur care a trăit acum 200 de ani în urmă, iată, și acesta l-a inițiat pe Arsenie Boca și i-a dat darul înainte vedere. Spune aceasta, înmătuit din țara Făgărașul până la 15, doar cu ăla să sfătuia Arsenie Boca. Restul, vede că de aici, cu nimeni. Deci, iată, se vede din capul locului aici, nu se știe dacă ăla, sau sigur se vede din semnele care au rămas în urmă, se vede că acela era, de fapt, nu era nici Maica Domnului aceea, el nu era nici cum spune Sfântul Sfântul, ci era, cred că, necuratul. Sigur, 100%. După aceea se spune că pictura a fost făcută după descoperirea de sus. Pe chius această pictură și știa groază. Când a pictat pe Hristos ca arhiereu, sau când a pictat icoana învierii, când a pictat, pe aceștia s-a pictat pe sine. Pe el însuși s-a pictat. Te uiți, tot seamănă cu el. Și nasul, și ochii, și gura, și părul, toate sunt
după chipul lui, l-a pictat pe Hristos după chipul la Boca. Vedeți? Când l-a pictat pe Sfânt Ioan Botezătorul, voi să spun că e cel mai reușit autoportret, cum arăta în tinereți. L-a pictat pe Sfântul Paisie Periscos de la Neamț, iată, în medalion, și este portretul lui cum arăta la bătrâneți. Păi, băi, frate, băi, nu spui întrebarea, clar, nu spui întrebarea. După ce vedea și șopitorul, păi, domnule, păi cum adică? M-am văzut pe mine, pe el însuși se vedea. Asta arată clar că era din capul locului bolnav de sine. Mai spune preotul Petru Bambulescu, la pagina 45 în cartea lui, spune călugărul răstignit, pictat la Drăgănescu, la intrare în stânga, către care strigă potrivnicii, raps ca un prost, este însuși părintele Asiniboc. Iacă, frate, cât de smerit era omul acesta, iată. Spunea, și mai apare o altă problemă, o altă întrebare legată de acest Asiniboc. Spunea părintele Antim Drapista, îmi spunea mie azi primăvara când am făcut filmarea respectivă, despre un părinte care o găsit la sâmbătă câteva sute de cărți de magie despre care spunea părintele Teofil Părianu că aparțineau la Asiniboc. Ei, eu am găsit prin cărți, din ceea ce spune Asiniboca, din declarațiile lui, se vede că părintele cam are dreptate, chiar dacă poate unii nucenici l-au fi dosit de acolo de la sâmbătă cărți respective. Dar iată ce spune în cartea părintele Asiniboca în atenția poliției din România, la Galați, din tipărită la Galați 2009, pagina 91, spune așa, într-o declarație de lui. Mai mult chiar mă preocupa studiind mistica comparată a diferitelor religii superioare ca să văd prin propria experiență cât se întinde sfera voinței în domeniul vieții sufletești și biologice. Trebuie și eu, cum a experimentat el, ca preot, iată, cum a spus, mistica religiilor superioare, ca să vadă, cum îi spune, diferența aceasta între biologic și sufletesc. Cum a făcut el lucrul acesta? Păi s-o cam ocupat cu Nicuratul. Asta se vede din capul locului, iată, cum ai spus, clar se vede. În cartea Părintele Arsenie Boca, Lăsați-vă în grijă lui Dumnezeu, tipărită, iată, de Romeo Petrașciuc, la pagini 137 și 138, găsim, iată, o mărturie cutremurătoare și mai evidentă în acest sens. Doamna Dorina Constanța Arnioni povestește cum l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Boca în 1974, când era elev în clasa a 8-a. Și spune că l-a văzut pe dânsul de la distanță, spune că era însoțit de Zamfira, spune că s-a apropiat de ea, Zamfira a plecat și a rămas ea cu Asiniboca. Și Asiniboca i-a spus, te cheamă cu A, cu D și cu C. Parcă era ghicitoare, bă, frate, pe țigancă în ghioc. Pentru că ea se temea ca nu cumva să fie vreun hoț să-i iei banii atunci, îi spune ce că ai în buzunarul drept 10 lei. I-a arătat o casă, acolo pe stradă, a spus, casa asta, când o să fie mare, o să fie a ta. Întreb și eu, ce, unii am văzut în învățătură, fiind într-o părință, că făceau astfel de exhibiții, domnule. Parcă era exact un vrăjător, o țigan cu ghicitoare, nu pot să-mi dau seama. Și spune așa, că după aceea a început să vorbească despre Dumnezeu, despre rai, și dintr-o dată, spune ea, mi-a spus, acum nu mă atinge, așteaptă puțin. Spune, s-a lăsat ușor pe spate, a dobândit o paloare ca de mort, a vibrat puțin și am crezut că a leșinat. Vibrația respectivă m-a dus cu gândul la faptul că sunt bolnav pe care trebuie să-i zgâlții ca să-și revină. A stat așa o vreme nemișcat, vibrând, să mă zghiuie, după care a surâs, ca epileptice. Dintr-o dată și a zis, nu e cazul, am avut puțină treabă. Adică cum, a fost plecat, unde-i? Spune în continuare că vibrația respectivă, sunt convins, să spune această doamnă, că a fost dorința măicuții Zamfira, care trecuse de limita așteptării și probabil se îngrijora de părintele, că întârzie să ajungă. Sunt absolut convins că părintele stăpânea tehnica teleportării. Auleu, ce treabă are asta cu ortodoxia? Când au ajuns la Zamfira, maica a zis, Dorinuța, unde l-ai dus pe părintele? Că tot așteptă ălălalt. Aci și de la o vreme se duce spre voi. Care ălălalt? Nu spune nimica. Și se duce spre voi și l-a zghihuit pe Arsenie Boca că nu a venit mai repede? Băi, fraților, bă,
Ei se vedecar îndrăcirii, îmi pare rău. Îndrăcirii. După aceea spune că o puși persoanei care o să intre în viața ei și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră? În postul Sfântului Apostol 2014, eram la Râna Spovedit, la Mănăstirea la Sfântul Ioan, și îmi spune, deodată îl văd pe înaltea Sfântul Primii, prin curtișul, îl întreb, înaltea Sfântul voastră. Și părere aveți despre fenomenul ăsta cu arsenicul? Că atâta lume merge acolo jată. Și în altul îmi spune, și că mă, spun, dar știi să taci? Am spus, înaltea Sfântul îmi pare rău, dar eu nu pot sta, și spre bine. Mai ales dacă e vorba de o rătăcire, de ce să tac, nu trebuie. Acum, dacă o să aud în altul că am spus lucrul ăsta, eu i-am spus de la început că nu o să tac. Așa că să știi, îmi pare rău, dar am să nu, de cuvânt, dar să nu creadă că am făcut o nereutate, ci aceasta am făcut-o, sper să fie de folos credincioșul. Atunci i-am spus, nu cumva înaltea Sfântâtii să cam ocupa cu vrăjitoria, eu cam așa am văzut prin cărți. Și în altul spune, nici că mă văd că știi. Atunci spune, uite-te mă la el, uite ce ochi vicleni are, uite-te mă în fotografiile lui. Și spune înaltea Sfântâtii, când eram la Neamț, călugăr eu, spune că era un călugăr al unei mănăstiri care aducea mereu de la sine Boca cărți de hipnoză. Asta e mărturia înaltea Sfântul Primii, care trăiește și astăzi. Și se cam leagă cu ceea ce o spune părintele Antim, de la Bisa, că o găsit la sâmăta călugărul acela. Deci cam așa este. Deci, iată cum mătuia din diferite părți la persoane care nu se cunoșteau, pus din cărțile lui, arată clar că cam avea astfel de practici. Și îmi spunea și părintele meu duhovnic, băi, eu l-am cunoscut personal și am spus că asta e un mare psiholog. Și chiar Teofil Pârianu, părintele, am o filmare cu el într-o excursie și el spunea, băi, lumea lua că e sfânt, da. Avea psihologie în trânsul, nu glumă. Și se vede după cum lucra. Vezi cum lua tot pe doamna sa Dorina Constanța Arnioni, se vede că avea o psihologie în trânsul, și o tehnică de a te îmbolmojă de cap. Și asta o spune și părintele Arsenie Papacioc, spune. Că și pe el încerca să îmbolmojească prin caseta și care este pe internet. Și că eu eram un băiat citit, nu chiar așa, crezut că merge cum crede el. Deci sunt multe mături care arată, iată, felul cum lucra, iată, cu oamenii acesta Arsenie Boca. În cartea Alte mărturii despre părinții Arsenie Boca, la pagina 49, iată, găsim o mărturie care vine și dovedește că ceea ce a spus înaltea Sfântul Pimeni este perfect adevărat. Iată ce spune, ieșată o măicuță, iată, maica stariță Marina Lupou, de la mănăstirea Bic Sălaș, facem, după cât știu eu, această maică încă trăiește, și spune aici la pagina 49 următorul lucru. Într-o seară, după slujbă, a început părintele și a vorbit. De a-i fi zis că a vorbit Sfântul Ilie. Au fost probleme personale de ale noastre, de ale oftii, cu fiecare în parte și la toți ne-a sunat ceea ce ne-a vorbit. În trei postase l-am văzut în seara aceea, când a zis cuvântul acesta. Mă, eu nu vă spun de la mine ce vă spun, ci ceea ce mi se spune să vă spun. Atunci l-am văzut în chipul Mântuitorului. Și după aceea, când a vorbit aspru, am văzut chipul Sfântului Ioan Botezătorul și al Sfântului Proroc Ilie. Trei ipostase în seara aceea. M-am cutremurat. În final am rămas așa rezemată de ușă, părintele s-a întors spre noi și a zis, mă, ai văzut duhovnicie? Am zis, vai părinte, să vă țină Dumnezeu cu sănătate, iar dânsul a zis, folosiți-vă mă, că de nu vă prăpădiți. Iată, iubiți credincioși, ce ar fi ca eu, mă rog, vorbind în fața creștinilor, dintr-o dată să mă vadă unii că-s Mântuitorul, după aceea mă vede că Sfântul Ioan, după aceea mă vede că Sfântul Ilie, în funcție de tonația cuvintelor și în funcție de expresia vorbelor pe care le rostesc. Pe asta ce arată fratelor? Deci acești ucenici se vede din capul locului, eu întreb și eu, oamenii ăștia mai pot fi numiți sănătoși mental? Deci, și atenție, foarte important ceea ce se vede ieșată. Că el a fost conștient de ceea ce le-a făcut, așa zică. Îi spune clar, nu? Și că, mă, ai văzut duhovnicie, îi spune. Adică el și-a dat seama că maica respectivă și cei care erau de față l-au văzut, iată, în chipul Mântuitorului, la Sfântul Ioan, la Sfântul Ilie. Asta e de la sine înțeles, din capul locului, că acest om se ocupa cu hipnoza, cum spune în al preasfântitul nostru, Pimen. Mai rămâne s-a auzit mărturie că l-a văzut cineva pe Arsenie Boca zburând prin văzut că l-are pe mătru, ca pe Samantha, de la desenii animati, și gata, tătăcâmul. Asta a mai rămas la ora actuală. Deci, eu mă cutremur de ceea ce scrie în aceste cărți. Îmi spunea cineva și că de dimineață, și că nu, părinte, să nu mai răscolim un mort ca părinte Arsenie Boca să vorbim despre dânsul.
Și i-a spus următorul lucru. Păi, femeie dragă, acest mor din nefericire este așa ca Ari, ca Nistori, ca Luther. Ca și ăștia sunt morți. Dar învățăturile greșite ale lor au ajuns să afecteze biserica. Așa se întâmplă, iată, și cu Arsenie Boca. Deci eu nu vreau să judec. Și mai știu și despre alți duhovnici rămași, cum spunea și în altă dată, și că, păi, sunt mulți duhovnici din aceștia care au părut mari în fața mulțimii și au rămas unii, lumea consideră chiar ca sfinți, dar în realitate unii au fost niște excluși și alții au fost niște înșelați de Nicuratul. Mai știu și despre asta, dar prefer să tac din gură, pentru că atâta timp cât nu afectează biserica, Dumnezeu se iete cu păcatele lor. Dar în momentul în care biserica este afectată de rătăcirile lor, păi, ce se vede la Pristop este cam începutul unei secte. Secta arsenistă acolo, o schismă ce apare acolo, cu învățătură total în afara ortodoxiei. De aceea nu putem să tăcem. Și spun, la ora actuală, să bate de seamă clerul nostru bisericesc, să nu cumva să încurajăm în felul acesta o sectă sau erezie. Pentru că nu e vorba de a judeca, dar să nu cădem în altceva, în nepăsare din mântuirea creștinilor. Adică pe noi trebuie să ne intereseze ceea ce învățătorul primesc creștinii noștri și dacă este mântuitoare sau dacă este în afara ortodoxiei. Apoi după aceea, iată, îmi spune Părintele Antim, tot atunci odată cu când a fost cu filmarea aceea care am făcut noi pe internet, îmi spune și că, băi, știi că acum vreo 7 ani de zi în urmă, Arsenie Boc a fost dezgropat? O găsit acolo un mormânt oase de mort, de culoarea pământului, și-o luat niște, că era mormântul plin cu apă, și-o luat apă din mormânt, se pune în aceam ca să o facă, mă rog, mai vindecătoare, făcătoare de minuni. Am auzit această informație la Părintele Antim, dar m-am gândit, mă, mai trebuie probat. Merge astă toamnă, prin septembrie, fiica mea la Cluj, la examen la facultate. E cazat o săptămână la mănăstire la Florești și aici, știind, mă rog, care examenii, o maică de acolo îi spune, zic, mă, fă la catistul lui Arsenie Boca, uite, îți dai eu niște apă din mormântul lui Arsenie Boca. De unde Dumnezeu întreba fata mea, apă din mormânt? E clar că a fost dezgropat. În luna noiembrie, înainte de a începe postul, iată, nașterii Mântuitorul nostru Hristos, mă întâlnesc la mănăstire la Alexandru Vlahuță, Vaslui, cu părintele Calistrat. El, bineînțeles că m-a criticat o leacă, că nu prea i-a plăcut că m-am băgat în chestiunea asta. Și din discuții cu dânsul, la un moment dat îi spun, dar părinte, dar știi, dumneatale, că Arsenie Boc a fost îngropat? Îi spune, mă, știu că a fost îngropat și nu au găsit acolo moaște sau semințe de sfânt. Da, bine, părinte, dar deși era mormântul plin cu apă, că doreau să le îndeală acolo ușate. Spune, mă, era toamna și poate are afară, din cauza seară plin cu apă. Deci, iată, încă o mărturie și o altă creștină din Vaslui, o domnișoară profesoară, din Bârlad, de fapt, îmi spune, iată, același lucru. O primit și ea de la o maică, adică data asta de la Prislop, acum cu câțiva ani în urmă, apă din mormântul Arsenie Boca. Tot în discuții, pentru că am avut câteva discuții contradictorii cu părintele Ciprian Negreanu, fiica mea la Cluj, care are, mă rog, pus și potretul lui Boca în biserică, și-a lui Argatul în altar, acolo. Și i-a spus, părinte Ciprian, dar știi că părintele Arsenie Boca a fost îngropat? Păi știu că a fost îngropat. Și știi că nu a găsit moaște de sfânt? Păi știu. Dar eu am o evlavie personală față de dânsul, spun eu. Păi măi, frate dragă, și fratelor, spun la toți călugării și toți și alți ucenicii lui, supuneți-vă evlavia voastră personală testului învățăturii bisericii. Pentru că așa au apărut schisme și secte în biserică de-a lungul timpului. Impunându-și unii în biserică pe ei, evlavia lor personală, împotriva învățăturii bisericii. Îmi spunea părinții Antin după aceea la telefon când am povestit toate lucrurile astea și cum voi și la cașier o scă, tot așa, acolo șată, o scă, părinții Serafim, dădea și el o scapă din mormântul la Arsenie Boca. Deci iată, sunt multe mărturii care arată clar că acest Arsenie Boca a fost dezgropat. Întreb și eu, de ce l-a dezgropat? Dacă spun ucenicii lui că a lăsat testament, nu fi dezgropat la a doua venire. Și vreau să facă bani mai mulți? Apoi după aceea, de ce mint oamenii? Mă rog, de ce mint oamenii? Și apoi să iei apă din mormânt, de la oasele mortului și să pui în aghiazmă, păi asta e caz de psihiatrie deja, pot să spun. Iar ce se întâmplă acolo deja înseamnă a escrocherii. Escrocherii, adică ai văzut în mormânt că nu sunt, cum îi spune, moaște de sfânt și totuși îi trage doba în continuare cu sfântul, sfântul Ardealului, sfântul Ardealului. Spune pravila bisericească, în Nicodim Sectorare, la pagina 40, din canonul 38 din Cartagina, spune așa, și că bisericile și mănăstirile care se construiesc,
iată, cu, cum îi spune, pe arătări grecești, să fie dărâmate. Păi trebuie și eu, pentru că și televiziunile, văd că, cum am spus, la Sfânta Paraschiva, Sfântul Dimitri, numără banii, mă rog, și galuștirii care se fac atunci. De aici la Cristopul, unde e un perenaj aproape zilnic, spunea cineva că au fost într-o zi pe săptămână și erau 500 de oameni acolo șate. Într-o zi de lucru. Acolo fac propagandă. Nu se vede nimic ce se întâmplă acolo șate. Dar până la urmă, o să sui pe Dumnezeu acolo șate. Că s-a întâmplat ceva. Nu e mare lucru ca într-o bună zi să vezi că pune Dumnezeu un foc ușor acolo. Că atât banii și ea câștigat din esprocherie și construcții cele făcute să se surpi. Pentru că ar fi mai bine să surpi decât să se surpi sufletele oamenilor. De aceea, vedem, iată, din toate aceste relatări și mărturii din diferite cărți și diferite persoane, spun eu avizate și credibile, observăm că Arsenie Boca a urmat părerile lui și nu urma biserici. Și aceste păreri ale lui erau întărite de așa zis de vedenii care le avea, mă rog, și acest dar așa zis al înainte vederii, care erau de la draci. Știm prea bine că minuni și vindicări se fac și la Fatima, și la secta Bahai, și s-au făcut și la Maglavit, și se laudă și sectarii, și pisități. Astea nu sunt criterii de sfințenie. Nici faptul că a stat un an în închisoare nu în criteriul de sfințenie, știți. Nu a avut smerenie și n-a avut dreaptă credință. De aceea, putem spune că la Pristop s-a aprinde un foc, dar focul care este acolo nu este focul credinței, ci este focul iadului din nefericire. Și ferească Dumnezeu să cuprindă întreaga România, mai degrabă, poate face și Dumnezeu cumva să se stângă acest foc. Deci să băgăm de seamă în privința aceasta. Un lucru foarte frumos care mi-a plăcut mie într-o carte a mărturii a Părintului Pantelimon, din Părintele Arsenie Boca la pagina 77, această mărturie mi-a plăcut pentru că am văzut cum gura păcătosului adevăr grește, iată, și apoi după aceea am văzut cum mila lui Dumnezeu se arată către oamenii care sunt rătăciți. Spune așa, la pagina 77. La sfârșitul lui noiembrie, pe 28, când e ziua morții lui Boca, se petrec lucruri ciudate și minunate la Pristop. Pe scoarța unor copaci apare semnul crucii. Câteodată, o lumină albă aurie te însoțește până la peștera Sfântului Ioan de la Pristop. Atenție, Sfântul Ioan de la Pristop este prăznit pe 3 septembrie, nu pe 28 noiembrie. Vedeți? Mila lui Dumnezeu pentru găciunii Sfântului Ioan de la Pristop arată, pentru că atunci adună multă lume și vin o grămadă de autocare, mă rog, un mare peregrinaj. Băi, fraților, nu la Boca, ci la Sfântul Ioan e sfințenie adevărată. Dar orbi nu văd. Vedeți ce înseamnă lucrul ăsta? Deci nu se oprește lumina, trece lumina pe lângă mormânt, spune Părintele ucenicului. Pantelimon e ucenicul lor și din Boca. Trece pe lângă și merge la peșteră. Și spune, băi, nu aici. Acolo e sfințenia. Vedeți? Dar dacă ești orb, să plătești și nu vezi. De aceea cred că multe minuni și vindecări care se fac acolo sunt, iată, cum am spus, milostivirea și rugăciunea Sfântului Ioan de la Pristop, iată, în fața lui Dumnezeu pentru acei oameni naivi, mulți dintre ei, iată, creduli și care umblă după minuni, sau disperați. De aceea spun eu următorul lucru și ucenicii spun că și nu de la Boca, ce că este. Nu umblați după minuni, că nu o să întrebe Hristos la judecată câte icoane care plâng ați văzut. Nu o să întrebe Hristos la judecată câte cruci pe copaci ați văzut. Și o să întrebe Hristos aceasta. Ai ținut dreapta credință? Ai ținut poruncile? Te-ai împărtășit de tainele bisericii lui Hristos? Astea sunt pentru mântuire fraților, nu minuni. Poți să vezi minuni ca Iuda Iscarioteanu și să mergi în fundul iadului. Deci ea mai degrabă va struga acolo la Pristop, în mormântul la Sinibocca, să vedeți Dumnezeu de toate păcatele și toate smintelile care au făcut în biserică. Pentru că, iată, multe smintele au făcut și mă tem că, mă rog, acatistele care îi fac unii și paraclistele pe acolo șată și așa zisele icoane și câte și mai câte alte nebuneli și unii mai cer, au curajul și canonizarea acestui biet suflet rătăcit, iată, îi mulțesc, de fapt, mungi din iad, mă tem. Pentru că vai și amar, cum spune Scriptura, de omul acela care are mai mare slava decât îi sunt faptele. Iar către episcop și către preoți le spun următorul lucru. Nu încurajați acest curent care poate duce la apariția unei secte sau unui schism în biserică. De aceea să băgăm de seamă privința aceasta. Deci, mai este încă o altă mentalitate care auzim de multe la unii călugări din aceștia mai fanatici o țără, care spun că, domne, poporul trebuie să decidă pentru canonizare. Și dacă atâta lumea acolo, trebuie numai decât canonizat. Eu am să le spun un lucru.
că șmecheria asta nu ține. Deci ei au îndoctrinat poporul cu aceste cărți, care sunt, cu fel de fel de povești și baliverne de-a lor. Da? Acum și cu ajutorul televizorului, eu manipulat, și după ce eu manipulat și eu intoxicat, după aceea spune, hai poporul, de acum tu decidi. Și spune, ce să mai decizi când deja mintea ți s-a tulburat? Cum poți să mai decizi când nu mai ești lucid? De aceea poporul trebuie, cum spune, a decis de-a lungul timpul, dar poporul cu conștiință dogmatică ortodoxă, poporul nu intoxicat, ci luminat de Dumnezeu. Ori acest popor din fericire care este intoxicat, nu cred că are puterea să se decide. Și au fost nenumărate cazuri în istorie, că nu poporul, ci au fost cazuri chiar când câteva persoane au fost cele care au decis împotriva majorității în biserică. Nu e ca democrația. Așa că băgați de seamă prința aceasta. Nu intoxicați, faceți exact așa în campanie electorală, știi? Intoxic poporul cu temberezoale, să facă în două, trei tabere și încep să spui, votați pe Ițic sau pe Ștrul, pe, mă rog, pe Loric sau pe Bolic. Și lehăiesc toți lehăitorii pe televizor și intoxică pe oameni, aceea, după ce intoxicat bine la cap, și că acum decideți, mergeți la vot, șampiona și decideți. Ce să decideți voi, bă, când voi sunteți intoxicați și dezinformați și mințiți, cum se întâmplă aici la Pristop. Cu cine se decide lucrul ăsta? Trebuie, aici nu poți să decide astfel de oameni. Așa că băgăm de seamă ființa aceasta, nu e chiar așa. Că lumea multă și cu tare. Lumea aceea care merge acolo, observ, la noi din oraș, prin șată, majoritatea dintre ei, nu au mentalitate ortodoxă, au mentalitate ecumenistă, mulți dintre dânșii nu au o viață cu adevărat ortodoxă, nu prea au treabă cu adevărata asceză și mistic ortodoxă, ci așa, cum am spus, disperați după traiul bun și umblând după minuni și după fel de fel de cai verzi pe păreți în felul acesta. Eu atât am avut de spus și cred că și pentru o conștiință din star este suficient de clar că la Pristop se produce un fenomen de rătăcire. De aceea Dumnezeu să ocrotească biserica noastră de această rătăcire cumplită, să se răbească bunul Dumnezeu, iată, ca să nu se răspândească, iar ierarhia noastră să fie mai atentă la acest fenomen și alte fenomene care vor mai apărea și altele, știți dumneavoastră că erau fost de lungul timp și vor mai fi, să se dea bunul Dumnezeu ca, cum am spus, atenți la lucrul acesta, mai degrabă la mântuire decât la astfel de fenomene, căutând pe Hristos mai mult decât minunile, să putem să dăm mărturia cea bună și să câștigăm viața cea veșnică. Amin.